Crăciunul în concepția arhaică este o sărbătoare inclusă într-un întreg ciclu de evenimente a căror semnificație este înnoirea timpului. Sărbătorile legate de nașterea Mântuitorului au o profundă semnificație, probabil la fel de puternică precum aceea legată de Sfintele Paști. Aceasta deoarece timpul este extrem de important. Începând cu 15 noiembrie, intrarea în post, se marchează o serie de momente, o serie de gesturi importante pentru creșterea spirituală legată de data de 25 decembrie. Trebuie să spunem că acum timpul crește și descrește. A avut loc o luptă între timpul toamnei și cel care a ieșit învingător al iernii. Ziua este mult mai scurtă, iar noaptea, acum cu forțele ei uneori malefice, este câștigătoare asupra puterii luminii. Deci, în acest moment, putem să spunem inclusiv că forțele rele se luptă cu cele bune. Dar, bineînțeles, cele bune ies învingătoare. În 6 decembrie sărbătorim un sfânt bătrân, pe bătrânul timpurilor, Sfântul Nicolae, care vine să reechilibreze lumea dată peste cap de sărbătoarea Sfântului Andrei, care în tradiția populară este patronul lupilor și dezlănțuie puterile malefice ale vrăjitorilor. Iar pentru ca această sărbătoare să își atingă scopul și semnificațiile, colindătorii se pregătesc din timp. În noaptea de ajun, în 24 decembrie, există o serie de gesturi, de momente importante care se reactualizează în zona tradițională românească. Vorbim în primul rând despre o pregătire îndelungată a colindătorilor. Ei au început să se strângă de la 15 noiembrie. Au repetat colindele tradiționale românești cu acompaniament doar de tobă și eventual de un instrument de suflat și se pregătesc acum să pornească cu colindatul în sat. Înaintea cetei colindătorilor maturi, în 24 decembrie, de vreme, în timpul zilei, pornesc pițărăii, copiii cei mici, care și ei și-au pregătit propriul repertoriul de colinde, urmat apoi de cei maturi. Femeile rămân în spațiul casei dacă bărbații sunt colindători și, de cele mai multe ori, acum ele fac ultimele pregătiri legate de mâncare. Gastronomia este o altă trăsătură importantă legată de această sărbătoare. Se pregătește carnea de porc, încă nu se consumă, deoarece nu s-a terminat postul. Sărbătoarea nașterii Domnului este în 25 și după Sfânta Liturghie vor mânca de dulce, dar e foarte importantă și patiseria, respectiv cozonacii, colacii care s-au pregătit și care, fiind făcuți din făină, bineînțeles, reiterează un simbol extrem de important, bobul de grâu, chipul lui Hristos. De remarcat că în această zonă a țării semnificațiile arhaice se împletesc datorită amestecului de etnii, care trăiește în armonie de secole în satele tradiționale.